Chiar din prima zi a lunii martie, echipajele Serviciului de Ambulanță Cehu Silvaniei muncesc într-un sediu modern la standarde europene. Investiția se ridică la aproximativ 35.000 de lei și a fost amenajată cu bani de la Ministerul Sănătății, potrivit relatărilor lui Liviu Balint, manager al Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj. S-a finalizat modernizarea și reabilitarea și să știți că mă bucur enorm că am putut să fac acest lucru în sprijinul colegilor. Să vă bucurați de așezământul care îl aveți aici și eu vă urez să aveți cât mai puține solicitări.